tradiție a festivității de premiere a concursului Copiii din Țara Domnului. Mă bucur că sala este plină cu copii, cu elevi. Mulți dintre dumneavoastră ați participat la, așa se mai întâmplă, să ne anunțe Cristul este bună, ați participat la acest concurs de creație literară, organizat în colaborare, în parteneriat cu Centrul Cultural și Educațional Alexandru Martiroman, cărora le mulțumim că de fiecare dată au fost alături de noi. Totodată, mulțumim tuturor celor care au venit de Liga Scriitorilor, de Uniunea Scriitorilor, Uniunea Ziariștilor Profesioniști și sperăm să vă facem o zi frumoasă, o zi plină de bucurii. Astăzi o să începem altfel această festivitate de premiere. De ce? Pentru ca acești copii minunați care scriu să vadă că pot obține și rezultate pe mai departe. Și voi începe activitatea prin a chema aici în față câteva dintre micii scriitori. Pentru că printre noi avem mici scriitori. Victoria Maria Pripon, te rog să vii aici în față. Cărțile are deja 7 volume publicate, toate lansate, de poezie. Este specializată în poezie. Este elev în clasa 8-a la școala gimnazială George Emil Palate din Buzău. Apoi, mai avem o elevă care este prezentă, Andreea Bianca Nica, elevă în clasa 9-a acum, la colegiul Antepicii Comunicul. Deja cu 2 volume. Mai avem o a treia elevă în clasa 12-a, ieri a avut festivitatea de încheiere a liceului, Denisa Cristian. Bravo! Și de-a este o elevă care trebuie să apară acuș. Mi-a spus că întârzie puțin Alexandra Gheorghe, pe care o să o prezentăm atunci. Dar, o surpriză plăcută, astăzi avem prezent la Buzău și un băiat, Vlad Croitoru, din București. Care și-a făcut debutul cu Notițele Tegului. Cele 3 domnișoare pe care le-am prezentat, Victoria Maria Pripon, Bianca Andreea Nica și Alexandra Gheorghe deja sunt membre Liga Scriitorilor, pentru că au mai multe volume publicate și dosarele lor au fost aprobate de Liga Scriitorilor de la Cluj și sunt membre cu legitimație. Urmează și Denisa, când și-a terminat și celălalt volum, ea s-a preocupat mai mult pentru acest examen care urmează să-l dea. Așa încât vedeți că avem exemple. Exemple frumoase și pentru voi copii trebuie să fie niște modele, așa cum și ei au luat modele de la cei dinaintea lor și pe care le-au prezentat. Bine ai venit în rândul nostru, rândul fetelor, să zicem așa, un băiat, și succes în continuare cu a ta carte. Cărțile sunt acolo, cine vrea să le răsfoiască, cine vrea să ia un autograf pe la acești copii minunați, pot să ia acest, să primească un autograf. Ei s-au lansat și au făcut lucruri frumoase. Acum, pentru că avem... mulțumesc frumos, vă felicit, fiți exemple pentru ceilalți și ceilalți să vină alături de voi. Eu îi încurajez cât pot de mult și îi sprijin cât de pot de mult pe toți să se bucure pentru rezultatele muncii lor. Așa cum vă felicit și pe voi toți ceilalți care au participat la concursul Copiii din Țara Domnului. Vă invit la loc pentru că vom începe activitatea Copiii din Țara Domnului, festivitatea de premiere, cum altfel decât dându-i cuvântul președintelui juriului, domnul Tudor Cicu, membru al Uniunii Scriitorilor,
președintele juriului și critic literar, bineînțeles, care a analizat cu atenție lucrările împreună cu ceilalți doi membri ai juriului, domnul profesor Gheorghe Postelnicu de la Pârscov și domnul și părintele, profesor dr. Mihail Milea, care au analizat aceste lucrări ale voastre. Cum au fost? Ce au făcut? Eu am fost doar administratorul, domnul Tudor Cicu o să ne povestească nouă și o să vă încânte și pe voi sau o să vă buștruluiască acolo unde este cazul, dacă este cazul, sau o să vă încurajeze tot la fel de bine. Aveți cuvânt. Bine v-am găsit și chiar e o bucurie foarte mare. În clipele în care mă aflu în fața tinerilor și simt aceeași emoție pe care am simțit-o și eu pe vremea când eram licean, vremea când chiar îmi plăceam debutul cu proză într-o revistă literară, revista Tomis din Constanța, eu fiind constanțean. Sigur că în momentul acela pentru mine, spre deosebire de voi, tinerii care văd că scrieți din ce în ce mai mulți, participanți sunt de găsit la concursurile pe care le jurizez, concursul Doamnei la Căpățânării a Scriitorilor, au participat chiar destui de mulți, peste 115-120 de participanți, ceea ce e uimitor pentru mine. Dar recent va avea loc și concursul organizat de Biserica Sfânta Mina, de preotul Alexandru Pripon. Lăsați copiii să vină la mine. Un concurs la care mulți dintre cei care au participat aici astăzi, i-am regăsit și acolo. Și fiind președinte al jurului, să știți că am recunoscut lucrări care au participat și la concursul acesta, dar și la concursul acela, care pentru mine a însemnat un semn de cam așa, că nu-i frumos, dar e firesc și normal, cu scrierea proprie, să particip la mai multe concursuri, fiindcă doar în, la publicare, ca se publică într-o revistă, nu prea e ortodox și nu e frumos să trimiți același material. Noi, de obicei, cei care facem critică literară și scriem cronici despre cărțile unora sau altora, nu trimitem cronica decât la o singură revistă. Așa e și frumos. Acum ce să vă spun despre acest concurs. Mi-a venit în minte niște cuvinte spuse de Octavian Paleo cândva, că ce nu am trăit cândva, nu o să avem timp să trăim niciodată și nu vom trăi niciodată. De aceea clipa pe care am trăit-o trebuie zugrăvită și trebuie prinsă într-un mic test, într-o povestire, într-o schiță sau chiar într-o poezie. Foarte mulți copii, mai ales la acest concurs, s-au orientat spre copilărie, spre trăirile lor din copilărie, dar sunt și copii care au început să atace alte genuri literare, precum genul fantasy. Și aici amintesc pe Bianca Andreea Nica, care exersează într-adevăr acest domeniu, pe Denisa Elena Cristian și alții. Au mai fost unii care au adoptat realismul magic și chiar mă uimește că acest gen a început să fie cunoscut și să fie atacat de către copii. Mai sunt și alți copii care, spre exemplu, e un copil care a aplicat genul SF, science fiction, vorbind despre robotică, despre mașinile viitorului, mașina timpului, lucruri pe care noi, pe vremea noastră, doar prin Hugh Wells mai
citeam. Isaac Asimov și alții sunt scriitori de seamă. Mi-a plăcut că acești copii au înțeles foarte bine mesajul transmis de Liga Scriitori și de doamna Elena Căpățână să cuprindă în textele lor povestiri scurte, texte scurte. Să nu se întindă prea mult. Să știți că noi cei din juriu suntem adepții unei proze, dacă proza de adevăr e scurtă și întâmplarea spune ceva, transmite ceva, un mesaj, atunci să știți că punctajul este acceptabil și destul de mare. Nu prea suntem adepții textelor lungi, pentru că atunci intrăm în altă sferă, poveana narațiunilor de genul romanilor sau novelelor și nu e cazul acestor concursuri. Cei care au citit, au citit pe Cehov, spre exemplu. Eu mi-aduc aminte un impresar sub divan, o carte deschise și povestiri. E, cam în genul ăla așteptam și așteptarea noastră se îndreaptă. Pentru că despre Cehov spunea chiar Marele Călinescu că proza lui e de o cutremurătoare îndrăzneală. Așa că către acest liman, către acest teritoriu, ne îndreptăm și noi, cei care suntem în jur și urmărim ca acești copii să surprindă, să prindă textelor foarte scurte, de o pagină, două pagini maxim, ceva deosebit, ceva care să atragă atenția. Eu, într-un singur cuvânt, le spun tinerilor să nu uite niciodată cuvântul ANSIP. ANSIP. Un cuvânt care marchează câteva direcții în proza, într-adevăr, proza de succes. Acțiune, neprevăzut, suspans și imagine și, în ultimul timp, personaj. Personajul care, prins de aceste toate direcții ale prozei, iese în evidență. Pentru că doar personajul face să rămână textul în amintirea și în atenția fiecăruia. Personaje, cum au fost și cum toți cunoașteți foarte bine, începând de la Ulise, de la Oedip, de la Don Quixote, Hamlet, Moromete, al nostru, să nu uităm, deci personaje care rămân. Și mai ales pentru mine a rămas personajul acela din Moara cu norocului Slavici. Și dintr-o piesă pe care a jucat-o la un moment dat Ghiseanu, Vulpa și Nevună, adică sunt proze sau povestiri care sunt guduitoare și al căror personaj face totul. Dacă personajul nu e, nimic nu e, am spus noi, în literatură. Mulți copii, vă spuneam, s-au îndreptat spre copilărie, dar sau copilăria pe care au trăit-o lângă bunici și e un lucru foarte frumos, foarte bun, să îi scoatem în evidență, să-i aducem spre amintire celor prezenți și cititorul în special, pentru că cititorul e cel care citește primul lucrările și dacă el nu există, nici și voi ca scriitori nu existați. În 2010, parcă, la aula amfiteatrului de la nu știu ce, eu nu prea cunosc Buzău prea bine, dar parcă e liceul 11 sau este liceul unde a făcut doamna pasionarea. Am fost. Pedagogii, parcă, nu? Așa. Am luat cuvântul în fața copilului, cu foarte mulți elevi adunați în amfiteatru și le-am spus cam așa atunci. Să nu uitați, copii,
Odată un general, un soldat, pardon, a avut în ranița lui un baston de marejar. Și voi aveți în ghiozdanele voastre un stilou, s-ar putea să fie scriitorul scriitorului de mai departe. Așa că eu o să spun doar câteva cuvinte și despre cei care au participat și care m-au atras atenția. În poezie am fost puțin dezamăgit și am repetat-o în cuvântul prefațător al antologiilor de față. De câteva ori acest lucru, poezia, mai ales poezia cu rima, poezia clasică, nu se scrie oricum. Și nu e chiar ortodox și nu e frumos să nu respectăm canoanele. Așa cum spunea Evinescu, că ținea foarte mult la iambi, la trochei, la trompi, la ritm, la muzicalitate. O poezie cu rimă care nu respectă versul întâi cu versul al treilea sau versul întâi cu al doilea, cum le-ați împerecheat, să nu respecte același număr de silabe, nu este bine și nu e normal. Și acești copii ar trebui să înțeleagă că atunci când scriu poezie, să mai studieze și iambii, și trofeii, și dactilele, și muzicalitatea versului, numărul silabelor, care contează foarte mult. Nu poți scrie primul vers de 10 sau 12 silabe, și al treilea vers care se întrechează să fie de 18-16 silabe. E inadmisibil așa ceva. De aceea v-am depunctat întotdeauna la astfel de poezie. Accept ca poezia în versuri rima albă să fie oricum, nu să respecte acel număr silabe, dar să nu fie prozaică. Poezia în versul alt trebuie să conțină minimul acela de cuvinte care să transmită mesajul, să transmită ceva. Iar așa pomeni, probabil că numele nu i-a plăcut ce am zis. Deci, am reținut doar doi participanți. Sunt două fete. Victoria Maria Pripon, care scrie de data aceasta în participă la acest concurs cu alt gen de poezie față de ceea ce știam eu mai demult, acea poezie de notație și acea poezie confesivă, imaginativă, într-un fel cubistă. De data asta are o poezie jurnalieră cu notații cotidiane, despre cotidian, foarte bine punctate, despre mai ales mesajul la ea contează. Și nu e deslănată în versuri, în frazare. Ea punctează exact ceea ce trebuie să transmită. O a doua elevă, Alexandra Gheorghe, cu totuși o poezie care n-a mai întâlnit-o în poezia ei veche, poezia despre copilărie, despre nostalgie, despre șanare. De data atacă o poezie modernistă. Cam atât despre poezie, pentru că, v-am spus, n-am fost prea încântat. În schimb, la prăză, am rămas chiar uimit că sunt foarte mulți copii de data aceasta care au înțeles, într-adevăr, că într-o pagină, maxim două, poate să sintetizeze, să spună ceva deosebit. Exact acea schiță, povestire cehoviană, pare să că e tipărită și în memoria acestor copii. Și acolo, sigur că, iarăși, ca și la toate concursurile și la Sfânta Mina, dar și aici, cam aceiași copii s-au marcat. Denisa, Elena, Cristian, Andreea, Nica, Bianca, Nica, Zecheru, iarăși mi-ați atenția, Sofia, Elena, Zerbu, iarăși un lucru pe care îl văd ca un salt în scrierea ei. Mai sunt câțiva băieți care mi-au atât atenție, Ionescu, Sebastian, parcă, nu mai rețin prea bine într-o memorie.
Și ceea ce e uimitor este că de data aceasta nu un singur, unul, doi concurenți au luat, au prins acea notă maximă, pentru că media, de fapt, cam eu am stricat mediile la ceilalți juriști, pentru că ei au dat pe linie 10, 9 sau 8, 10, numai eu. N-a fost chiar, dar au luat-o și pe la 7 golpă, că nu. Dar au dat note exacte, note care, la un moment dat, au situat pe cei copii, probabil, pe același podium. Eu am folosit metoda celor trei note adunate la estetică, mesaj și proza ca atare, adică sensul adevărat al prozei, având în vedere cele spuse de mine ANSI, adică acțiune, neprevăzut, suspans, imaginație și personaj. Și câte o notă adunată la fiecare, trei le-am împărțit și niciodată n-au dat o notă exactă. A dat cu 2,25, 2,50, 2,75 și așa mai departe. Fapt care i-a scos pe câte ori de pe podium. Dar totuși m-au uimit că sunt peste 5 care sau 7, 8 care au primit întâi, încă vreo 5 premii sau 5 premii întâi la proză. Pe categorii, da. Așa, nu știu, dumneavoastră aveți pe elevi, i-a spus, i-a spus pe popocei, i-a spus pe... Eu i-am considerat global. Și am văzut că sunt vreo 5 care au luat premiul 1, vreo 8 care au luat premiul 2, mulți care au luat premiul 3. Deci, e un lucru bun, un lucru frumos, un lucru care copiii, văd că sunt foarte mulți de aici, l-am înțeles și mă bucur că participă și mă bucur că citesc textele. Eu închei spunând că ce e aflat mai multe, veți afla citind cuvântul prefațător din antologie, antologie în care ați fost prinși, scriși, rămași cu textele și vă puteți mândri cu textele voastre acolo. E mare lucru, într-adevăr, să faci parte dintr-o antologie deocamdată la nivelul Liga Scriitor, mai târziu, nu se știe, așa cum am fost prins și eu câteva antologii la nivel de creație literară internațională în București și în alte, cu alte ocazii. La copiii care au luat trofeu, sunt vreo trei la prosă, de masă de pe acum, și unul singur la poezie, eu le-am pregătit câte o carte de-a mea, iar la cei care au luat la proză, pentru că eu sunt și un scriitor de proză, în special, le-am pregătit o carte. Dacă cumva unul dintre ei mai are această carte a mea, pentru că eu le-am mai dat cu diferite ocazii cărțile, am decât să o dăruim mai departe colegilor, prietenilor, e o carte care merită citită. Vă mulțumesc frumos! Cred că meritați o diplomă de excelență, că de fiecare dată aveți grijă de aceste lucrări ale copiilor, sunteți alături de noi și este o bucurie. V-ați așezat, dar cred că urmează să vă ridicați. Alexandra, te rog să vii lângă mine. Este Alexandra Gheorghe. Și cea scriitoare pe care, despre care m-am vorbit, Liga membru Liga Scriitorilor, și care a ajuns din motive, obiective, câteva minute mai târziu. Deci am chemat rugămin. Pentru că începem festivitatea de premiere și o începem în categoria bobocei. Și eu am zis că am nevoie de ajutoare și nu ce are nevoie de ajutoare. Așa încât, pentru că Alexandra a fost și cea care i-a coordonat pe mulți dintre bobocei, fiind parte dintre prietenii ei de suflet, atunci am rugat-o pe ea să vină să ne ajute pentru premierea boboceilor. Și am mai făcut-o dintr-un motiv, că
Vă scuz eu dinainte, pentru că după aceea ea urmează să plece împreună cu alți copii care sunt în sală de la categoria Bobocei. Urmează un concurs de teatru coordonat de domnul Răspuma și ei urmează să plece acolo, dar vor sta până se termină festivitatea de primire pentru gimnaziu ca să strice și ei primul. Așa încât, ai ceva dulce, ai ceva acolo în sacoșă, scoateți dulce este și o carte, tu vei mâna copiilor. Eu voi striga premianții, vor veni în față, iar dumneavoastră, aveți aici diplomele de la Bobocei, da? Bobocei. Începem cu Bobocei și dumneavoastră dați diplomele, trofeu și respectiv medalia, iar eu voi striga. Da? Dar să fim eficienți, să ne încadrăm, pentru că mai avem niște surprize pregătite. Medalii la cei care au trofeu. La toți ceilalți, da. Așa. Bun. Și începem. Întâi o să mulțumesc Centrului Marghiloman pentru că aceste cărți, trofee și medalii sunt plata făcută de noi și asta este important de știut pentru noi. Munca este a noastră, dar pentru noi finanțarea este un subiect. Și avem așa, elevii Bobocei, la categoria Bobocei, de la clasa a doua, școala 11, Burlacul Anais Elena ia trofeul cu lucrarea Amintiri din călătorii. Să vă așezați cea frumoasă în fața noastră. Da? Trofeul. 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 Dacă mi-a plăcat multe călătorii, din Amintiri se poate. Amintiri din călătorii. E o proză care, foarte interesantă, mi-a atras atenția pentru că plecată cu părinții într-un voiaj, descrie atât de frumos pădurile și frumusețea naturii, fapt care la întoarcere e atât de dezamăgită pentru că jur nu vede decât pustiu și pustietate prin dărâmarea copacilor. Asta e proza pe care da? Da. Anais, treci acolo față în față, așa, ca să vină lângă tine și ceilalți. Premiul întâi, clasa a patra, din Balotești, Ilfov, Ionescu Sebastian, o noapte la Hotelul Viitorului. Așa, și pentru el o medalie, eu atât nu am de gând. Așa, premiul doi. Așa, micuță și cu... Micuț, cu sefeu, micuț, că... nu micuță, că e Sebastian. Clasa a patra și e clasa a doua, adică depinde și de părinți, treci lângă ea acolo. Eu o să mai aibă ceva să vă spună, dar mai târziu. Dar treci lângă domnișoara acolo, așa. Premiul 2 de clasa a treia de la școala 11, Lazar Radu Cristian, cu lucrarea Zile Colorate. Este repejor. Tot premiul 2 de la clasa a treia, de data aceasta de la școala gimnazială Mircea de Bădulescu din Buzău, Stan Robert Nicolas, cu Rozătoarea și Nevăstuica. Să știi că ne-au distrat și Nevăstuica și Rozătoarea și ne-a plăcut că au primit un bilet. Așa? Au primit un bilet de a face o școală de patiserie la Paris. Felicitări! Premiul 3, ei sunt Bobocei, deci aveți pentru Bobocei cărți? Bine, dumneavoastră știți. Premiul 3, suntem la clasa a doua, școala 11, Ciopârtache Alice Ștefan. De... Eu probabil Nicolae, ia, dați-i cartea și diploma așa. Eu mă grăbesc. Mă grăbesc că am aici contra cronometru, niște activități în plan. Așa, deci clasa a doua, a, școala 11, a zis Ciopârtache Alice Ștefan. A zis că nu vine că este la concurs. Este plecat, el ceea ce a scris în poveste este foarte adevărat, că el este un sportiv și acum este plecat la un concurs de sport. Puneți acolo. Și tot premiul 3, Spânul Maria Antonia, de la clasa 4 în școala 11, cu lucrarea O zi de neuitat. Și tot premiul 3,
dăm cu bucurie, am zis că... Spânul Maria Antonia este ea, și spânul Sara Ioana sunt surioare, chipuiți-vă că este tot premiul 3, dar e clasa a doua de data aceasta. Nu vine? Așa. Ei la teatru, așa. Tot premiul 3, uite, Ionescu Sebastian, tot din Palotești, cel care este mic, mic la sfat, cum se numește, la stat și mare la sfat. Uitați aici, aici, el tot el este, pentru că el a participat, este singurul care a participat și la versuri. Iar pe poezia lui s-a situat la nivelul medie de premiul 3. Deci noi, să știți că mediile le-am făcut automat calculatorul, eu am introdus toate notele în Excel și așa a ieșit, asta a fost ordinea, în această ordine au primit ei premiile. De aceea au avut aceeași medie, aceeași medie, același premiu. Și trecem la mențiune 1, ce-o purta Ines Ioana, Corfilăria Nedari, clasă de a doua la școala 11 și ei tot la fotbal, la sport acolo. Mențiune 2, Țârloi David Andrei, Aventurile mele de copilărie, premiu în clasa a doua, școala 11. Și tot și mențiune 2, așa, tot mențiune 2, Păunoiul Natalia, Planuri de vacanță, clasa a treia, școala 11. Da, totul. Și nu Natalia, dați lui Alexandra, că Alexandra a înțeles că e tot la teatru. Ei au acel concurs de teatru și unii dintre ei trebuie să plece, să ajungă și acolo. Vrei să spui ceva și hai să-i dăm posibilitatea, a venit de la Balotești, a făcut un efort să vină aici. Vrei să ne spui ceva? Da. Eu, mai de curând, mi-am publicat cartea mea de debut, Învățăm ceasul cu ticăilă. Este o carte interactivă despre învățarea ceasului, care conține o grămadă de exerciții și povești pentru învățarea ceasului. Este așa, am publicat-o la editura Cristian Plusar, cu ajutorul sponsorilor Fundația Autonom și Fundația pentru Comunitate, în programul MOL. Felicitări! Am și un canal de YouTube unde îmi postez pasiunile mele și tot felul ce mai fac eu în timpul meu liber. Felicitări! Sunt convinsă că vă scopiți aici. Au și asemenea preocupări, nu am trecut pe noi, așa încât vă felicit și vă rog să mergeți la locurile voastre cu un dulce și cu bucuria de a ați fost împreună cu noi. Corect. Acum, 2 minute vă rog să luați loc să vă odihniți. 2 minute vorbește Alexandra și vreo 3-4 ne cântă, da? Adică, totuși, să ne bucurăm. Vreau să vă felicitez cu un discurs foarte lung. Vreau doar să spun că sunt foarte mândră de toți copiii cu care am lucrat. A fost o mare bucurie să lucrez cu copiii și chiar îmi place foarte mult să fac acest lucru. Ei sunt o binecuvântare pentru noi și mi-am dat seama că sunt foarte creativi și că transmit foarte bine emoțiile pe care, de la o anumită vârstă, nu le mai simțim așa cum le simt ei. Și sper că împreună cu ei să îi pot lua cu mine pe această parte a scrisului, pentru că este chiar este o lume frumoasă și știu că împreună ne vom putea bucura de foarte multe lucruri. Sunt foarte mândră de voi și vă iubesc! Și tot asta vreau să vă fac și două melodii, așa că domnul Vali, dați drumul la negativ. Nu vor viața mea cum știi.
și o diplomă pentru solist vocal, așa, una pentru urmarea elevilor, da? Și una pentru implicarea în organizare, așa, încât este cea mai diplomată de astăzi, ca și parte organizatorică din Liga Scriitorilor. Eu știu de ce. Așa. Urmează premierea și îl rog pe domnul Tudor Cicu să vină alături de noi, pentru că suntem la festivitatea de premiere. Domnul Titi Petre, sunteți acolo? Să fiți aici alături de noi, vă rog frumos. Domnul Stan Prebenel este? Să veniți aici în față, să fiți alături, ca să putem să intrăm repede în activitate. Să anunță vremuri frumoase. Am vrut să facem ceva frumos, dar se pare că baloanele astea ne joacă feste. În orice caz, să vine să mă ajute Bianca, Andreea Nica, pentru că este la liceu și am venit să mă ajute aici cu carte. Deci astea rământă sunt Rosalie Alexandra carte și câte o bună dulce din astea de aici, da? Pentru că începem festivitatea de premiere pentru elevii de gimnaziu. Începem cu categoria versuri. La versuri, trofeul merge la Victoria Maria Pripon, de la școala secundară și Cruo, pe lumea și zică, în clasa 8-a, în clasa gimnazială, în clasa de balade, mai spun trăsmei și eu, pentru lucrarea încoronând opera. De acolo mergeți de carte și dulce și așa, în față, pentru că o să fie destul de mulți aici la gimnaziu. Premiul întâi, Gheorghe Alexandra, clasa 8-a, școala 11, cu poezia 7 minute și o jurnă. Așa, stai acolo să... Da? Aici este Alexandra, premiul 1, diploma și medalie. Premiul 2, de la școală, de la clasa 7 de la liceu Eminescu, Sârbu Sofia Elena, poezia acasă. Așa. Tot premiul 2, din Argeș, dar trebuie să o dați deoparte acolo, că nu, sigur nu este. Venită din Argeș, Ungureanu Eliza, tradiția cea uitată. Așa. Cred că dumneavoastră trebuie să vă duceți la loc și să veniți din nou, să nu fiți cu copiii, dacă vreți să o știți. Da? Să mai veniți odată, dacă o să fie cazul. Da? Deci nu este din Argeș, sigur nu este venită. Mihalache Daniela, premiul 3. Mihalache Daniela, Eliza Ungureanu, puneți-o deoparte că nu este. Așa. De la școala numărul 6, uite că o să vină din nou doamna, Mihalache Daniela, premiul 3, Lacrimile mari mamei mele. Este? Nu este? Sigur, doamna Sârb o să vină să ia și celelalte premii, da? O să înseamnă că trebuie să... Rămân aici. Premiul 3? Da. Este. Da. Trebuie să fie. Tot premiul 3, Popescu Daria, de la clasa 7 de la școala numărul 11, nu, cartea este pentru o altă elevă, dai nu. Așa, pe urmă tot premiul 3, deci Popescu Daria, da? Dă-i și ei. Pe urmă, Pițigoiu Andreea, clasa 7 de la școala 11, copile bucură-te și învață. De la școala 7 din Viperești, de clasa 7 de la școala din Viperești, structura Ursoaia este? Tu ești. Așa. Mara Elena Urmă, copilul de jucătul meu, este Urmă, da? Așa. Ea este Urmă de la Viperești.
Și tot premiul 3 din Republica Moldova, clasa 6, a cartea Un tezaur de cunoștințe cu Rosu Daniel. Am pus tot acolo, că sigur nu vine, o să le trimit eu. Avem încă un premiu Liga Scriitorilor, filiala Buzău, elevă de clasa 8-a, dar este din Sânt Ana, Ghilea Maria Iosana Perez Pictaci, o puneți tot acolo că nu vine, este din Sânt Ana, Arad. Apoi, mențiune 1, clasa 7 de la școala 11, Stâlpeanu Maria, cum ar fi? Pe urmă, mențiune 2, Marcu Mario, clasa 7 de la Mircea de Bădulescu, copilăria. Este? De la Bădulescu? Apoi, mențiune 2, Preda Adelina, Cântecul Naturii, școala 6, deci Baștan, clasa 6 de la școala Baștan. Și mențiune 2, clasa 7 de la școala 11, Alecu Maria Teodora. Mențiune 3, fetiță de clasa 7 din Republica Moldova, Ghenia Adelina, țara mea. Deci, ce e? Da, am terminat cu... Mai avem poezii? Nu mai avem. Da, cu două. Cine e două? Diplome, să vedem cine este. Mălina Riana Iancu, nu este, că de la Timișoara, și respectiv Andra Frățilă. Deci, diploma de participare este Andra Frățilă, în sală de la școala 11. Suntem acum la premiu pentru categoria Cântecul Naturii. Poftim? Să le fac o poză. Faceți o poză, oricum e rămân aici, mai ajutem și pe alții. Da? Asta a fost secțiunea versuri. Urmează secțiunea proză, noi trimitem la loc pe copii, unii au participat și acolo și acolo, și întregim grupul, da? La secțiunea proză, trofeul merge la școala numărul 11, clasa 8-a, Gheorghe Alexandra. Da, sunt cu fluturi. Premiul întâi... Da? Premiul întâi, clasa 8-a, de la Mircea de Bădulescu, Săpunarul Cosmin Daniel, Bucurii și Amintiri, în perspectiva copilăriei mele. Premiul întâi, Alecu Maria Teodora, casa mea, școala 11, clasa 7-a. Este? Tot ea este. Alecu. Da? De asta ne-am stăcut încă la loc, știam că mai sunt. Și tot premiul întâi, Alexandriu Raisa, din școala gimnazială, clasa 7-a, școala gimnazială cu Radimire. Nu vine Raisa? Raisa. Nu vine Raisa? Din păcate, e rău că întârzi. Dă-i telefon să vină cât mai urgent. Așa. Apoi, premiul 2, clasa 8-a de la școala gimnazială numărul 7, dar Novenski Ioana. Iubire chiar și după moarte. Premiul 3, de clasa 7 de la Colegiul Eminescu, Sâmbu Sofia Elena, o zi magică. Tot premiul 3. Murgocea Ariana, povestea Anei, clasa 8 de la școala 11. Sunt cu număr, toate sunt cu număr. Așa. Și tot premiul 3 de la școala 11, clasa 8-a, Bigolu Sara, cu lucrarea Arta de a spera. Și Stana Alesia Maria, Sunt Love, inițierea prin nostalgie, de la clasa 6 din Argeș. Deci sigur nu vine. Nu. Premiul
Premiul Ligii Scriitorilor, Romaniana Iuliana, de la clasa 7 de la liceul Eugen Lovinescu București, sigur nu este. Premiul Realistei Uscând o lacrimă, clasa 7-a, școala 11, pe când eram lângă bunica, Popescu Larisa. Premiul Centrului Cultural Alexandru Marghiloman, clasa 8-a, George Emil Palade, Priponga Victoria Maria, însoțiți de viitor. Mențiune 1, Olteanu Alexia, un vis de clasa 5-a de la Mircea Tebădulescu. Este? Olteanu Alexia. Alexia, ești? Nu ești. Așa. Tot de la Mircea Tebădulescu, clasa 5-a, Voica Iulia, lucrarea Pianul. Tot mențiune 1. Doi mențiune 1, tot de la Mircea Tebădulescu, clasa 6 de data aceasta, Mihai Irina Ștefania, cu lucrarea, o greșeală de pe el. Nu se poate. Ia la. Iulia Voica. Iulia Voica, trebuie să fie. Ea e? Iulia Voica, dar unde e ea? Nu, Iulia Voica. Ia Iulia Voica, pentru dumneavoastră. Da. Și ce iată? Și asta fie rău, nu? Da. Ia-ți tot pe dos, nu-i nicio problemă. Să se uite și ele pe diplome, să vadă dacă e numele lor. Așa. Deci, tot mențiune 1, Stâlpeanu Maria este aici în față. Stâlpeanu Maria. Cine? Cui ea mai greșit? Mai greșit aici la Cosmin, dar el se pune aici. Cine? A, ea n-avea timp. Și tu ce ai în mână? Ia unde se pune aici, ce ai în mână? Teodor Maria Alec. Ei, da, vă uitați-vă pe aici problema, mă, ce aveți? Deci așa o fă la rând, să știți, să aici, m-am mai întors și eu pe aici, printre ele. Așa? Stâlpeanu Maria, i-am dat-o? Nu. Da, Stâlpeanu Maria. Pe urmă este... Unde e Stâlpeanu? Aici, în față. Tot mențiune 1, Vasilia Iana, Pacea prin noi de fluturi, de la clasa 8-a, școala 11. Mențiune 2, de la clasa 8-a, de la Arad, Ghirea, Maria Iosana. Tot mențiune 2, Rânciop Maria, clasa 7-a, de la școala gimnazială Baștan. Deci uitați-vă să vedeți că au fost la altfel de față de instant. Uitați-vă de diplome să nu cumva să le fi împurcat. Mențiune 3, Oineamu Nectaria, lucrarea Copilăria, clasa 8-a de la Mircea Tebădulescu. Și tot mențiune 3, clasa 7-a de la școala 11, Ion Antenolia Maria, cerul prietenul meu veșnic. Și acum, voi mai rămâneți un pic aici în spate, eu o să trec puțin în față. Da, cele două, Necaria Păineagul este, e tu, că n-a fost. Și Maria Iosana Chilea? Nu, de la Arad. De la Arad? Da. Și mai sunt de-asta? Da, să vă trebuie, eu nu spate. Avem acum... În acest concurs s-au implicat și cei din conducerea Uniunii Ziariștilor Profesioniști, filiala Panfilsei Ceicaru, respectiv filiala la Adunarea Generală de 1 martie 2024, au hotărât ca în memoria a doi tineri jurnaliști care au împlinit, s-au împlinit de la care plecare dintre noi, s-au împlinit 20 de ani de la acea mare nenorocire de la Chiprinești, pentru care unii dintre dumneavoastră, cu siguranță, vă mai amintiți, copiii nu au de unde să-și amintească, și în memoria lor, filiala Panfilsei Ceicaru a hotărât
să le dea două premii la doi copii care au scris lucrări care au tangență cu reportajul sau cu jurnalismul. Pentru aceasta, o să invit, spuneți două vorbe dumneavoastră întâi, pe domnul Stan Prevenel, președintele filialei Muzău, să ne spună câteva cuvinte ce dorește dânsul. Bună ziua și bine ne-am găsit! Filiala noastră, Bisericii Muzău, are peste 5 ani de când a fost înființată. Filiala Uniunii Ziariștilor Profesioniști de România. În această perioadă, filiala a organizat nenumărate evenimente, nenumărate întâlniri, inclusiv cu omagierea patronului nostru spiritual, Pamfil Ceicaru, care este originar de aceste meleaguri. Începând cu acest an, am decis împreună cu colegii noștri să acordăm două premii în onoarea celor doi ziariști care au pierit în tragicul eveniment de la Mihăilești, și anume Elena Popescu și Ionuț Barbu. Pe 24 mai s-au împlinit 20 de ani de când 18 persoane au pierit în acel accident. 7 pompieri, 2 jurnaliști și 9 localnici. Deci am ținut acest lucru să-l amintim, pentru că jurnaliștii, atunci când își fac treaba, știu când pleacă de acasă fiecare, dar nu știu când se mai întorc și dacă se mai întorc. Nu numai pe timpul conflagrațiilor, dar vedem că și pe timp de pace acest lucru se poate întâmpla. Și din păcate, tragedii au loc aproape zilnic. Felicitări tuturor participanților la acest concurs, felicitări celor care s-au ocupat de organizarea lui și ne dorim succes și pe mai departe. Mulțumesc!